Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața, bine ați venit la Deșteptarea. Neața. Luca și cu mine suntem și astăzi gazdele voastre pentru cea mai tare emisiune din FM românesc. Mai țineți minte cum ziceam? Hei, ce vremuri! Hei, ce vremuri! Da. Ministrul Muncii Raluca Turcan i-a urat la mulți ani într-o postare pe Facebook baronului Samuel von Bruckenthal, guvernator al Transilvaniei, colecționar de artă și fondator al Muzeului din Sibiu, care îi poartă numele. Când e ziua dânsul? Dânsul, păi, ieri era. Dânsul a fost născut la 26 iulie și am decedat la o altă dată. Problema e că s-a născut în 26 iulie 1721 și poate doamna Turcan nu știa, dar a murit în 1803, n-a supraviețuit până în zilele noastre. Și am vrea să-i spunem și noi la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, de asemenea, am vrea să le mai urăm la mulți ani și multă sănătate maestăților lor, Ștefan Dușan, regele Serbiei, decedat în 1355, și Iosif I-ul, împăratul Sfântului Imperiu Romano-German, decedat în 1711, născut tot pe 26 iulie, ca și multe alte persoane. Ce de sărbătorit! Și tuturor născuților pe 26 iulie, de fapt, de-a lungul istoriei. Ce dacă asta e, nu mai aud, dar na. Gestul contează. Da, gestul contează, s-a râs foarte mult. Doamna a zis că dacă îi se spune la mulți ani lui Mihai Eminescu pe 15 ianuarie, de ce să nu îi se spună și baronului Samuel von Bruckenthal? Și acum vreau să remarc, nu îi se spune chiar așa mult la mulți ani lui Mihai Eminescu pe 15 ianuarie. În general, în România nu prea spunem la mulți ani la morți. Asta e o chestie care... nu știu de ce, încă nu n-a prins obiceiul ăsta. Poate pentru că morții săraci degeaba le spui la mulți ani, că nu dau și ei o colivă, nu dau nimic. Da. Problema e, asta vine, este un obicei mai degrabă americanesc, unde se spune mai degrabă aniversare fericită. Da, da, da. Happy birthday. Și dacă traduci literalmente, este o prostie, cum a comis-o doamna Turcan. Că una e să spui aniversare fericită pentru Mihai Eminescu, deși și asta e un pic cam mult. Da. Și alta e să spui la mulți ani cu sănătate, vorba cântecului, mulți ani trăiască, la mulți ani. Nu mai merge, din moment ce vorba aia a făcut pasul dincolo, nu mai e cale de întoarcere, sau cel puțin așa știm noi. În fine, ulterior, ca urmare a ironiilor și a comentariilor de pe rețeaua socială, doamna ministru și-a editat postarea, a renunțat la urare, a spus Samuel von Bruckenthal e o bornă pentru cultura și societatea României, ceea ce este foarte adevărat. Și ce a trebuit să se bage cu, ce treabă are dânsa cu... Dom'le, e cu Sibiu, uite, cu la mulți ani, cu fericire să trăiți. Da. Asta e problema, că nu merge la noi. Dar și în cele din urmă, exasperată de toate miștourile și meme-urile care s-au făcut cu această ocazie, doamna Turcan a șters urarea. Nu înainte să recomande cineva să nu care cumva să spună condoleanțe la vreo nuntă, că este pe același principiu. Altcineva i-a zis, citez, Raluca, vezi că poi mâine, adică mâine, cum ar veni, în ziua mondială de luptă împotriva hepatitei. La mulți ani luptă împotriva hepatitei. Asta mi-a plăcut cel mai mult. Da, internauții au mai observat și că doamna Turcan și-a dat singură like la postare. Asta. Să se încurajeze. Poate să-l încurajeze pe baron, dacă n-a zis nimic, baronul, să-i dea un like. Da, și amuzant e că liberalii s-au luat unii după alții. După ce a postat doamna ministru Turcan, mai mulți liberali au făcut la fel, că dacă zice șefa, păi da, doar nu o să stea ei deoparte, știi? Mamă, și dai seama frământări de alea. A zis șefa să scrie în ceva de domnul Bruckenthal. Cine-i domnul ăsta? E domnul cu muzeu. Mamă, nu-mi place deloc să scriu urări de-astea. Da. La mulți ani, Samuel von Bruckenthal. De 300 de ani ne faci mândri că suntem sibieni, a scris Răzvan Pop, consilier de stat și managerul Transelectrica Sibiu, fostul viceprimar din Sibiu, Tiberiu Drăgan, i-a urat la mulți ani baronului, la mulți ani Samuel von Bruckenthal. 30 baroane. A scris dânsul. Da, ce se întâmplă pentru niște prieteni liberali, întreb, știți când e ziua lui Grigore Antipa? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.